Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Astăzi o altă, un alt lucru interesant este că știți că am scos reginele din stuc și după ce le-am scos, le-am ținut într-un stuc unde am făcut un fel de creșă pentru ele și acolo au stat 2 săptămâni. După 2 săptămâni, unele vor sta 3-4, depinde de situație. Dar după 2 săptămâni am dat o matcă la un roișor format artificial și să văd dacă acea matcă izolată pe 2 săptămâni n-a mai depus niciun nou, poate chiar de 3, fiindcă intrase în frigul roitului, și să văd dacă a fost acceptată și dacă a început să ouă. Este lucrul cel mai important, să vedem cât putem ține o matcă într-o cușcă înainte să depună ouă. Mă interesează acest lucru pentru lucrarea care o fac, antiroire, începând de... E în test acea lucrare, ați văzut în filmul anterior, și să vedem ce iese, iese sau nu iese. În mod normal, prima dată ar trebui să fie acceptată marca respectivă, iar în al doilea rând ar trebui să vedem cum depune ouă. E un roișor, să zic așa, pe vreo 3 rame. Eu n-am mai, după ce dau drumul la regine, o săptămână nu le mai deranjez. Iată, aici e cușca în care a stat regina respectivă timp de 2 săptămâni. Timp de 2 săptămâni a stat în această cușcă. Acolo vom îndepărta. N-am mai deranjat. Deci, ideal este ca după ce dați drumul la regine să nu o mai deranjați. Avem aici o albină plină cu polen, ceea ce înseamnă că e acceptată. Un alt lucru este construirea unui făguraș în spațiul acesta. Și acum o să-i reorganizez eu un pic această harababură aici, cum mi-am lăsat-o eu data trecută, și să văd ce s-a întâmplat. Vom scoate prima ramă, pe care avem un pic de mâncare și o albină încărcată bine cu polen. Deci aici vine păstura adusă, albinele aici aduc păstura, este un semn bun. Nu este o matcă marcată, fiindcă încă nu dispuneam de setul de marcaj. Acum o voi lăsa în pace, oricum nu o să o marchez acum, fiindcă ea a trecut deja o dată prin cușcă și nu vreau să o mai stresez. Important este să depună ouă. Ar trebui să găsim deja în stadiu și larvar. Să fie foarte bine calculat toată treaba. Aici avem puietcă păcită de la rama care am dat-o eu data trecută. Și lucru bun este că văd ouă în celule. Deci mătcuța a fost acceptată, ouă. Ouă foarte bine. Acum arunc eu o privire așa după ea, dar nu este deja așa important. Odată ce vezi ouă, e normal că e acceptată. Puietul acela căpăcit nu este al ei. Am vrut să încerc să dau puiet larvar la acceptare, fiindcă acceptarea în condiții ca o colonie sau un roi artificial format cu puietul larvar în prezență, atunci matca va fi mai greu de acceptat. Și eu am vrut să testez și acest lucru, mă, dacă dau puiet larvar la un roi, îi dau matcă împerecheată, este acceptată sau nu acea matcă. Se pare că este acceptat. Dar să o căutăm și pe dânsa. Să o căutăm și pe dânsa. A căzut
aveam aici un păguraș. Sper să nu fie pe ea. Dacă nu, zăresc, nu e nicio problemă, fiindcă am văzut ouă. S-ar putea să fie chiar pe ceara, pe acel făguraș. S-ar putea. Oricum o foarte bine marcă, n-am cum să vă arăt, dar ouă, sunt mulțumit. Acum să iau acel făguraș, că l-a construit, marca o atâng el, sper să... Uite, acest făguraș o să vi-l pot arăta cu ouă. Au aici, aici și făgurașii de albină, nu de trântor. Scuturăm acolo și vin să vă arăt făgurașul cu ouă. Deci foarte, foarte fain au atmata. O să vin la voi să vedeți acest lucru. Iată aici. Se vede foarte, foarte bine ouăle în făguraș. Ce frumos se vede aici. Deci ouă foarte bine marca, nu e nicio problemă. O, este pe acolo, ea pe undeva. Făgurașul îl luăm. Îl luăm făgurașul. Așa. Și să mă uit un pic și pe următoarea ramă, ultima ramă, care este plină, plină cu miere. Deci, în privința hranei, nu ne facem griji. Ba chiar aș putea să-i aduc și o foiță la construit. Matca este aici, chiar pe ultima, aici caută celule. E acceptată, super, a crescut, foarte fain. Aducem o foiță, fiindcă nu mai are săraca unde să depună ouă. Aducem o foaie. Și va fi foarte bine. Ca să caut eu o foaie. Deci funcționează și treaba aceasta cu măcile izolate 2-3 săptămâni. Matca a început ponta foarte bine. I-aduc o foaie de aici, de unde am surplus. Aducem o foaie. Foarte fain. Foarte faină, faină treaba. Venim cu o foaie, dăm spațiu la măscuță să ouă. Peste noapte va fi construită această foaie, vă garantez acest lucru. Mi-era teamă un pic că am lovit masca acolo cu făgurașul, dar totul e în regulă. Deci iată, avem bucurii din astea, ne mai bucurăm și noi. Un alt aspect este la această colonie, acum văd 2-6 zile, peste vreo 4-5 zile trebuie să vin să-i pun o bandă de amitraz, o bandă cu amitraz o să vin să-i pun. Nu acum, fiindcă mai are încă puiet căpăcit. Și cam în 4-5 zile va fi perfect. Tratat, frumos și... Acesta va trece de iarnă foarte fain. Sau o vom folosi unde vom avea nevoie. De exemplu, la o familie din aia mai puternică, care... nu va avea matcă. Deci, matca este acceptată. Bun. Aceasta este rezolvat.